Luni 15 februarie 2016, Filarmonica de Stat din Ulipati a găzduit cea de-a 8-a ediție a Galei Laureaților Sătmăreni. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Satu Mare cu scopul de a acorda premii celor mai merituoși sătmăreni, oameni care în anul trecut au obținut rezultate remarcabile în domeniul culturii, învățământului și sportului. La ediția din acest an au fost nominalizați la premii 40 de sătmăreni, 11 la secțiunea Cultură și Artă, 15 la învățământ și educație, unul la domeniul cercetare, 11 la sport și alți doi sătmăreni la categoria alte propuneri, de altfel tot oameni de sport.